Eu vreau să vă zic bună ziua, onorată asistență, onorată comisie. Mă numesc Cnel Marcela și candidez la funcția de director în grădinița creșă numărul 210 Spiriduș. În continuare, vreau să prezint proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru perioada anilor 2024-2029. Baza conceptuală a prezentului regulament, a prezentului proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă legislația în vigoare. Despre grădinița 210. A fost înființată în anul 1991 și este o instituție de educație pentru copiii cu vârsta de la 2 la 7 ani, care asigură dezvoltarea holistică a copiilor și pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară. Grădinița 210 este amplasată în sectorul centru al orașului, fiind asigurată cu o curte amenajată, plantată cu arbori, flori, iar teritoriul grădiniței este unul foarte mare ca suprafață și constituie 5.000 metri pătrați. Dispunem de 12 grupe destinate pentru 290 de copii. În instituție sunt și alte spații. Avem sală de muzică, sală de sport, curte, bucătărie, spălătorie, blocuri administrative, cabinet logopedic, blocul medical care este format din camera de proceduri și izolatoarele. În grădinița de copii numărul 210 activează personal didactic, 28 de persoane, și personal nedidactic, 22 de persoane. Cadrele didactice sunt foarte bine pregătite și participă activ în procesul de atestare. Astfel, avem 11 cadre didactice care dețin gradul didactic 1 și 7 grade didactice care dețin gradul didactic 2. Cultura organizațională a grădiniței influențează comportamentul membrilor și grupurilor din cadrul instituției și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții organizaționale. În anul de studii 2022-2023, în grădinița numărul 210 frecventează 327 de copii, dintre care 3-4 ani 83 copii, 4-5 76 copii, 5-6 86 copii și 6-7 ani 90 copii. Este foarte importantă derularea procesului educațional în instituție, la fel și monitorizarea pregătirii copiilor pentru școală. Sistematic efectuăm monitorizarea pregătirii copiilor și am realizat aceste diagrame cu scopul de a analiza rezultatele și rata de performare a copiilor. Vedem vizibil în anul 2019-2020 o scădere la toate domeniile de dezvoltare. Și treptat pe parcursul anilor acest lucru se schimbă. Dar domeniul cel mai problematic la noi în instituție este domeniul C, dezvoltarea limbajului și a comunicării copiilor. Depunem un efort enorm împreună cu logopeda din instituție pentru a lucra eficient și cu cadrele didactice, pentru a le instrui permanent și cu părinții. Doamna logopedă organizează și activități frontale cu copiii în grupă pentru a forma și a dezvolta aparatul articulator, dezvoltarea uzului fonematic. Analiza SWOT s-a realizat pe următoarele domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare, relații cu comunitatea și de parteneriat. Diagnostic intern, curriculum, punctetare, proiectare și desfășurare activităților conform curriculumului pentru educația timpurie. Utilizarea metodelor moderne, activ-participative, în vederea atingerii competențelor cheie. Diversificarea activităților extracurriculare. Munca în echipă la pregătirea activităților desfășurate la nivel de sector, la nivel de municipiu. Puncte slabe. Folosirea insuficientă a echipamentelor moderne. Lipsa de experiență a cadrelor didactice în adaptarea curriculumului la preșcolari cu CES sau dificultăți de învățare adaptat nevoilor reale ale copiilor. Oportunități. Varietatea materialelor curriculare și utilizarea softurilor educaționale. Amenințări.
lipsa surselor financiare pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale conform prevederilor standardelor minime de dotare a instituției de educație timpurie. Diagnostic intern, resurse umane, puncte tare. Echipa managerială preocupată de implementarea noilor documente de politică educațională, cadre didactice cu experiență și grad didactic, personal nedidactic, conștiincios și disciplinat. Puncte slabe. Personalul de îngrijire insuficient în raport cu numărul mare de copii existenți în grădiniță. Interes scăzut al cadrelor didactice pentru participarea la conferințe. Oportunități. Aplicarea mecanismelor de motivare a personalului pentru evitarea fluctuației, stimulări, activități de consolidare a spiritului de echipă, promovarea profesională. Amenințări. Creșterea numărului copiilor cu cerințe educaționale speciale. Răcirea relației grădiniță-familie, datorate lipsei de timp a părinților copiilor. Diagnostic intern, resurse material-financiare. Puncte tare. Grădinița dispune de 12 grupe dotate, curte îngrijită, sală de muzică, sală de sport reparate, blocul medical renovat, asigurat cu inventar, ustensile și medicamente necesare conform nomenclatorului. Dotarea cu camere de luat vederi pentru securitatea instituției. Puncte slabe. Număr insuficient de calculatoare, videoproiectoare, ecrane de proiecție. Nu este amenajat un teren de sport pentru copii în curtea grădiniței. Oportunități. Percepția pozitivă a instituției poate conduce la atragerea de fonduri extrabugetare. Participarea la proiectul eficientizare energetică și reabilitare termică a instituției. Amenințări. Ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei poate conduce la uzura morală a echipamentelor existente și la imposibilitatea de a le înlocui într-un timp scurt. Diagnostic intern, relații comunitare și de parteneriat. Puncte tare. Relații de parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Gimnaziul Adrian Păunescu, Liceul Minerva. Promovarea imaginii instituției la nivelul comunității prin pagina de Facebook și pagina web. Puncte slabe. Insuficientă implicare a părinților în actul educațional și administrativ. Oportunități. Disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul grădiniței, de exemplu, biserica, poliția rutieră, biblioteca, policlinica stomatologică, pompieri. Participarea la proiectul de parteneriat transnațional educație online fără hotare. Amenințări. Programul de lucru al părinților poate conduce la slabă implicare a acestora în viața și activitățile copiilor. Lipsa fondurilor financiare poate îngreuna realizarea și promovarea proiectelor de parteneriat. Problemele identificate. Curriculum. Strategiile interactive nu sunt aplicate de toate cadrele didactice în mod ritmic. Resurse umane. Lipsa competențelor cadrelor didactice de a realiza educația inclusivă. Relații de comunitate și de parteneriat. Nu toți părinții își asumă rolul de partener al instituției în educația propriului copil. Baza materială. Sursele financiare alocate de administrația publică locală nu acoperă necesitățile instituției. Viziune. Grădinița numărul 210 își dorește să realizeze o educație centrată pe copil, oferind fiecărui copil oportunități de formare a competențelor și de valorificare a inteligenței dominante, într-un mediu educațional armonios, rezultat al implicării unor cadre didactice profesioniste în colaborarea cu comunitatea locală, națională și internațională. Misiune. Grădinița noastră are misiunea de a satisface nevoile educative ale preșcolarului, recunoscându-i experiența dobândită în familie și oferindu-i suport de lucru pentru valorificarea potențialului psihic,
fizic, emoțional, pentru descoperirea propriei identități și atingerea performanțelor necesare adaptării la cerințele activității școlare. Valori: responsabilitate, corectitudine, eficiență, flexibilitate, inovație, cooperare, respect. Priorități: realizarea unei educații centrate pe copil, care să ofere preșcolarilor posibilitatea dezvoltării competențelor și valorificării inteligenței dominante a fiecărui. Dobândirea de către personal a unor abilități profesionale, adaptate contextului educațional actual, necesare în implementarea unor metode de predare-învățare și evaluare moderne. Îmbunătățirea funcționalității și esteticii spațiilor, modernizarea și extinderea bazei didactico-materiale. Implementarea unor proiecte și parteneriate internaționale, menite să faciliteze schimbul de experiență și practicile inovative, precum o educație de calitate. Plan strategic curriculum. Realizarea unei educații centrate pe copil, care să ofere preșcolarilor posibilitatea dezvoltării competențelor și valorificării inteligenței dominante a fiecăruia. Acțiuni: proiectare și realizare activităților în concordanță cu actele de politică educațională. Aplicarea în demersul didactic a unor strategii didactice precum învățarea prin cooperare, învățarea experiențială, învățarea prin descoperire și a unor metode didactice interactive potrivite. Stabilirea unor acțiuni de recuperare și acordare de sprijin individual în învățare copiilor. Implicarea preșcolarilor în campanii de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății. Resurse umane. Dobândirea de către personal a unor abilități profesionale adaptate contextului educațional actual, necesar în implementarea unor metode de predare-învățare și evaluare moderne. Acțiuni: participarea cadrelor didactice la cursuri de formare profesională pentru aplicarea platformelor educaționale. Încurajarea cadrelor didactice pentru participarea la concursuri locale, municipale. Schimb de experiență privind curriculumul în diverse țări și aplicarea unor procedee și metode moderne de predare-învățare. Implicarea locației, grădinițe, în găzduirea unei acțiuni cu caracter de formare pentru personalul nedidactic și didactic. Plan strategic. Relații cu comunitatea. Implementarea unor proiecte și parteneriate internaționale menite să faciliteze schimbul de experiență și practicile inovative pentru o educație de calitate. Acțiuni: desfășurarea activităților extracurriculare în parteneriat cu părinții și instituțiile care desfășoară activități educative. Inițierea și derularea proiectelor interinstituționale, locale, internaționale. Invitarea reprezentanților unor organizații neguvernamentale, instituții și agenții economici la activități educative. Implementarea proiectului de parteneriat educație online fără cotare. Realizarea unor informări în mass media pe site-ul grădiniții cu aspecte ale activităților din proiecte. Plan strategic, baza materială și financiară, îmbunătățirea funcționalității și esteticii spațiilor, modernizarea și extinderea bazei didactico-materiale. Acțiuni: implementarea proiectului eficientizare energetică și reabilitare termică a instituției. Dotarea centrelor tematice cu materiale didactice adecvate proiectelor tematice în derulare. Achiziția de softuri educaționale de literatură de specialitate. Creșterea cu cel puțin 50% a numărului de computere din instituție. Achiziționarea unui laminator. Conectarea la rețeaua de internet a tuturor computerelor din instituție în scopul îmbunătățirii procesului educațional. Îmbunătățirea mediului fizic intern și extern pentru organizarea procesului educațional de calitate. Monitorizarea proiectului de dezvoltare a instituției de educație timpurii numărul 210. Implementarea planului de dezvoltare va fi realizat de întreg personalul grădiniței.
prin întâlniri, ședințe lunare de lucru pentru informare, actualizare, includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, ale Consiliului Profesoral, prezentarea rapoartelor în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, revizuire periodică și corecție. Se vor înregistra rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a planului de acțiune și se vor compara rezultatele așteptate. Se vor aplica anumite criterii de evaluare. Se va urmări eficiența utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaționale și de timp. Se vor desfășura activități de bilanț trimestrial. Se vor analiza cauzele unor eventuale eșecuri și atingerea scopurilor propuse în planul operațional. Eu vă mulțumesc pentru atenție.